joc aproape de nerecunoscut al hambalistelor slătinene la Bistrita. Egalitatea de pe teren a ținut doar 3 minute, pentru ca în minutul 11 diferența de scor să fie de 5 goluri, tabela de marcaj indicând 8 la 3. Evoluția sportivelor antrenate de Victorina Bora a continuat în același mod până la finalul primei reprize, cu mici momente de revenire, astfel că acestea au intrat la vestiare conduse cu 19 la 10. Evoluția din prima parte a actului secund, când au recuperat patru goluri, a dat speranțe suporterilor slătineni, doar că totul a fost de scurtă durată. Ultimele 15 minute le-au aparținut gazdelor, care au revenit în joc și au majorat diferența iarăși la 9 goluri. Scor final 34 la 25. În urma acestei înfrângeri, Gloria Bistrița își păstrează poziția a 10 -a în clasament și se distanțează la 5 puncte de CSM Slatina. Echipa Olteană își reduce astfel considerabil șansele de a scăpa de barajul pentru rămânerea pe prima scenă a handbalului românesc. Sâmbătă, jucătoarele antrenate de Victorina Bora vor întâlni acasă liderul Rapid București. Un meci aflat la discreția oaspetelor, aflate în dispută directă cu CSM București pentru prima poziție în clasamentul Ligii Florilor.